Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Practica altruismul. Partea a treia. Fiecare din voi să se uite și la foloasele altora. Filipeni capitolul 2, versetul 4. John Craig spunea: indiferent cât de mult poate lucra un om, indiferent cât de implicată este persoana lui, el nu va merge prea departe dacă nu poate lucra prin alții. Am încheiat citatul. Asta te obligă să vezi valoare în ceilalți. Acest adevăr este înțeles de oamenii de succes în umblarea lor prin lumea întreagă. La o reuniune internațională a conducătorilor de firme, un om de afaceri american l-a întrebat pe un director executiv din Japonia ce limbă consideră el a fi cea mai importantă în lumea comerțului. Americanul se gândea că răspunsul va fi limba engleză. Dar executivul japonez, care avea o minte sclipitoare în domeniul afacerilor, a răspuns: limba clientului meu. Nu ajunge să ai un produs sau un serviciu bun. Nu ajunge să fii expert. A-ți cunoaște produsul, dar a nu-ți cunoaște clientul, înseamnă să ai ce să vinzi, dar să nu fie nimeni care să cumpere. Mai mult, valoarea pe care le-o atribui oamenilor trebuie să fie autentică. Bridget Hammond, consilier pe probleme de leadership, scrie: poți să vorbești până nu mai poți, dar oamenii își vor da seama din prima când îți pasă cu adevărat de ei. Am încheiat citatul. Dacă dorești să ai relații cu alții, trebuie să te lași pe tine însuți deoparte, să-ți schimbi atenția dinspre interior spre exterior, uitând de tine și focalizându-te pe ei. Ceea ce e uimitor este că poți să o faci. Oricine poate. Tot ce-ți trebuie este dorința de a te schimba, hotărârea de a merge până la capăt și o serie de competențe cu care oricine se poate deprinde. Motivația de a învăța se poate găsi în cuvintele Apostolului Pavel din Filipeni, capitolul 2, versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Când cauți ocazii de a investi în alții, le vei găsi.